Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Numele meu este Sorin Bolache Olsiter și începem o analiză tehnică daily pe data de 4 septembrie 2012 la ora 5:30 dimineața. Calendarul economic de astăzi. Știri mai importante la ora 7:30, ora României, este vorba cash rate-ul pe Australia, care rămâne în continuare 3:50 sau cel puțin așa este prognozat, și statement-ul Royal Bank of Australia asupra politicii monetare. La ora 8:45, GDP-ul trimestrial pe zona Elveția. La 11:30 avem Construction PMI-ul, deci piața imobiliarilor din Marea Britanie. Și la ora 17 avem ISM Manufacturing PMI-ul pe Statele Unite. Trebuie remarcat faptul că vom avea și Total Vehicle Sales pe Statele Unite, un indicator destul de important, chiar dacă el este trecut, cel puțin aici pe Forex Factory, ca fiind o știre cu impact minor. Deci repere orare, încă o dată 7:30, 11:30, 17 pentru eventuale creșteri ale volatilității în piață. Trecem acum pe principalele perechi. Ieri am avut Bank Holiday pe Statele Unite, mișcările au fost foarte slabe și probabil scenariile emise în duminică, când am făcut analiza, sâmbătă când am făcut analiza tehnică monthly, weekly, daily, au rămas aceleași. Iată o respingere din suportul de la 1400 a lui SP500 în cursul zilei de ieri. E clar, de ziua de ieri pe platforma celor de la Thinkorswim, mă refer la canadieni, deoarece a fost Bank Holiday, nu apare ziua de 3 septembrie. De aceea scenariul rămâne cam același pentru ziua de 4 septembrie, adică ziua de astăzi. Este Thinkorswim fiind un broker canadian, deci rămâne același, o consolidare deocamdată pe, am să mă uit și pe altă platformă în paralel, chiar dacă dumneavoastră nu o vedeți, ca să fac o comparație între ceea ce s-a întâmplat ieri și ceea ce ar putea să fie astăzi. Mă uitam pe SP500 pe altă platformă, am avut o ușoară creștere pe finalul zilei după ce toată ziua acel SP500 a scăzut pe data de 3 septembrie, în condițiile în care piațele americane n-au marșat. Din câte văd eu aici, oricum, și consultându-mă cu altă platformă, îmi dau seama că mișcarea a fost irelevantă în cursul zilei de ieri și probabilitatea ca să vedem o trecere peste rezistența de la 1414 e ușor crescută. Este ușor crescută, dar atenție, încă o dată aduc aminte de acel pivot de la 1430, care este un pivot lunar. Standby deocamdată pe SP500, Dow Jones-ul. Vom întâlni acea situație în care bara de ieri nu există pentru că a fost Bank Holiday. În același timp, în cursul zilei de ieri, nu au fost mișcări semnificative pe Dow Jones. S-a menținut, dacă vreți, direcția barei de vineri. Și tot un standby pentru a vedea ce reacție va fi pe această zonă foarte importantă de la 13.300. Indexul dolarului, de asemenea, în aceea situație, nu avem o bară, dar din mișcările pe care au fost, deci, avem bara pe data de 3 septembrie, indexul dolarului s-a mișcat, a făcut o consolidare sub suportul de la 81.30, rămâne în continuare în probabilitate de trade short, atenție, deci în probabilitate de devalorizare. Mergem pe Nikkei, aici deja nu mai avem o problemă, Nikkei-ul, cădere, așa cum apreciam și în analiza tehnică monthly weekly, spuneam de asemenea că Nikkei-ul este setat pentru o targetare probabil spre zona de la 8700, iată că acest lucru s-a întâmplat, o bară nesemnificativă, dar în continuare, din punct de vedere daily, Nikkei rămâne în probabilitate de short. Indexul futures al yenului. Ok, vedem o consolidare, dacă vreți, o bară de indecizie, rămâne sub acel prag de la 1280-1285,
stand-by pe indexul futures al yenului. Indexul futures al francului elvețian. Francul elvețian, tot într-o tendință de apreciere și în cursul zilei de ieri, a creat un inside bar. Suntem într-adevăr pe o maximă evidentă, dar după părerea mea poate targeta fără nicio problemă 1.06 și suntem pe o probabilitate de long. Și în sfârșit goldul, care după acel break foarte puternic în cursul zilei de ieri și-a continuat ascensiunea spre 1700, a atins, dacă vreți, 1700 număr rotund, iată că ajunge pe un pivot destul de interesant și rămâne de văzut dacă va reuși să spargă acest 1700 și să-și continue ascensiunea spre zona de la 1750. Ca probabilitate de trade rămâne lungul, dar nu exclud de faptul că din acest 1700 număr rotund să vedem mai întâi o corecție și o corecție care ar putea să meargă spre 1677. Vom merge pe principalele perechi valutare, vom merge pe EURUSD. Mișcările nu au fost foarte concludente ieri. Piața londoneză nu pot să spun că a avut o influență deosebită. Observați inside bar-ul creat, e adevărat cu o probabilitate mai ridicată de long. Este foarte posibil astăzi să vedem un trigger de long și să targetăm undeva spre 1.27.40, mă scuzați. GBP USD, de asemenea o bară de indecizie în cursul zilei de ieri, dacă nu mă înșel numai puțin, s-ar putea să fie chiar un inside bar. 1.5894, 1.5897, ba nu, chiar a făcut un high mai ridicat față de bara precedentă, o bară totuși de indecizie, probabilitatea rămâne în continuare de long ca urmare a faptului că noi am considerat bara de vineri ca fiind confirmarea al 1.5800 pe 1.5800 ca suport. USD Yen, aici probabil o să avem un standby după cum s-a mișcat și indexul yenului. Într-adevăr o ușoară mișcare bearish ieri, a rămas totuși deasupra lui 78, a făcut un inside, rămâne să vedem bara de astăzi dacă va face o bară de trigger long sau va rămâne într-o consolidare deasupra lui 78. Părerea mea este că probabilitatea este mai mare de consolidare deasupra lui 78. USD franc. Francul USD Francul a continuat, dacă vreți, tendința bearish în cursul zilei de ieri. Am avut o bară cu aspect bearish, un inside, de asemenea așteptăm să vedem dacă vom avea o bară de trigger short. Probabilitatea mai mare este pentru o bară de trigger short, pentru că avem acest inside creat sub o zonă de pivot interesantă și ar putea fi un inside de continuitate a acestui trend și bineînțeles de confirmarea breakout-ului zonei de la 95.75. Ca targetare, într-o primă fază avem 94.60 și dar target mai puternic ar putea să fie 0.94 număr rotund. USD CAD-ul rămâne în consolidare, ieri a făcut un inside, după cum vedeți, avem o limită de sideways între 99.50 și respectiv 98.40. Vom vedea reacția care va fi pe această deocamdată limită inferioară. Presiunea este de sell. Australian USD a avut depreciere în cursul zilei de ieri. Atenție, a ajuns pe acel prag de la 1.02. E de urmărit reacția australianul USD-ului în această zonă, știind faptul că indexul dolarului are o probabilitate ceva mai ridicată de short. Deci, posibil să vedem o respingere din 1.02, să vedem o ușoară creștere. Astfel, australianul USD-ul alinindu-se sau sincronizându-se în oarece măsură cu o posibilă mișcare pe GBP-USD și pe EURUSD, posibile mișcare în long. Să nu uităm că australianul USD-ul, din punct de vedere lunar, se află într-un triunghi. Atenție! NZD-USD, în sfârșit, ultima pereche, tot tendință bearish, a reușit să facă ieri o nouă minimă. Nu pot să zic că a creat un 1-2-3, pentru că acest 1-2-3 este foarte slab creat, dar această tendință bearish dădea o idee de posibil short.
Atenție, suntem undeva pe 0,7950, nu este o zonă chiar foarte strălucită. Probabilitatea din punct de vedere al structurilor barilor ar trebui să rămână în continuare short, dar încă o dată vă atrag atenția asupra indexului dolarului care ar putea să se deprecieze și în acest fel NZD/USD să-și finalizeze această coborâre și să vedem o urcare din nou spre pivotul de la 0,80, 0,81. Mare atenție la această mișcare. Stand by deocamdată pe NZD/USD. Dragii mei, cam aceasta este analiza tehnică daily de astăzi și vă doresc o dimineață verde, ne reauzim și o zi verde, bineînțeles, ne reauzim mâine dimineață cu o nouă analiză tehnică daily.